Specialiști de renume din lumea medicală s-au reunit la București în data de 15 octombrie 2014 la primul curs interdisciplinar în diabetul zaharat pentru o abordare holistică a complicațiilor cronice, micro și macrovasculare ale diabetului zaharat. Manifestarea medicală a avut două teme principale, anume interferențe cardio-neurovasculare în diabetul zaharat și managementul interdisciplinar al complicațiilor macro- și microvasculare în diabetul zaharat. Aceste cursuri vor continua și anul viitor în diverse centre universitare din țară. Acest eveniment, care se desfășoară la București, reprezintă doar începutul programului de abordare holistică a complicațiilor cronice a diabetului zaharat, care va fi apoi extins în toată țara. Ne dorim foarte mult ca accentul să fie pus pe îngrijirea pacientului cu diabet zaharat și complicații macro- și microvasculare, deoarece nu există granițe între diversele arii terapeutice atunci când vorbim despre pacientul cu diabet zaharat și complicații. Pentru că efortul nostru, al tuturor, este de a realiza un management integrat pentru creșterea calității vieții pacienților noștri. Este foarte important totodată ca prin acest eveniment, abordare interdisciplinară în diabetul zaharat, noi cei prezenți aici, practic specialiști de renume în medicina românească, să ne aliniem demersurilor internaționale care vizează prevenția și apoi monitorizarea complicațiilor cronice la diabetul zaharat. Pentru că managementul pacientului cu diabet zaharat de tip 2 în secolul 21 înseamnă performanță și profesionalism. Și hipertensiunea și diabetul zaharat sunt factori de risc majori pentru ateroscleroză. Această disfuncție endotelială poate fi privită ca un fel de placă turnantă care face legătura între cele două afecțiuni și, pe de altă parte, care poate fi agravată de fiecare dintre ele și pot ca să genereze alterarea structurii vasului, depunerea de lipide și deci să contribuie la apariția aterosclerozei, să contribuie la apariția complicațiilor aterosclerozei. Această disfuncție este un element ce la început, deși își face rolul rău, poate scăpa observației noastre, dar trebuie să știm despre ea ca să o urmărim și să încercăm, din păcate, nici aici prea multe știute nu sunt, să o influențăm. Dar este sigur că activitatea fizică face bine, e sigur că menținerea unei greutăți corecte, deci lipsa obezității, face bine, că o dietă săracă în grăsimi, bogată în legume, bogată în fructe, o dietă mediteraneană, face bine și sunt câteva clase de medicamente despre care avem toate motivele să credem că fac bine, cum sunt inhibitorii de enzimă de conversie, sartanii, statinele, unele medicamente, un inhibitor de calciu. Prin urmare, este un domeniu care încă prezintă enigme. În cadrul acestui curs, profesor universitar dr. Dragoș Vinereanu a prezentat noile provocări în importanța prevenției secundare a infarctului miocardic la pacientul diabetic. Pacientul cu diabet din start e un pacient cu probleme. Ca atare, în momentul în care face un infarct, prevenția secundară, adică prevenția unui al doilea infarct și a altor evenimente cardiovasculare care pot să apară, este extrem de importantă. Care ar fi provocările? În primul rând, trebuie să-i dăm medicamente care să prevină formarea cheagului de sânge, cel care generează infarctul de miocard. Și aici e prima provocare, fiindcă vorbim de noi medicamente, noi antiagregante plachetare, care într-un fel seamănă cu ceea ce face aspirina, dar sunt cu mult mai inteligente și mult mai eficiente decât aspirina. Și aici există două variante terapeutice noi pe care cardiologii și diabetologii le folosesc la acest tip de pacienți. A doua provocare ar fi faptul că acești pacienți au colesterolul mare. Și ca atare, datorită faptului că au ceea ce se numește dislipidemia aterogenă, riscul lor de a face un nou infarct de miocard e mare.
și tratamentul este extrem de important. Și aici vorbim iarăși de un tratament combinat. Tratament combinat cu medicamente care scad colesterolul, cum ar fi statinele, și acestea trebuie date în doze mari, eventual cu medicamente care au rolul de a atât de a scădea colesterolul, dar și de a crește ceea ce numim colesterolul bun și de a scădea trigliceridele, care de asemenea pot face rău la pacientul diabetic, și aici avem opțiunile terapeutice pe care le știm cu tratamentul cu fibrați. A treia provocare ar fi faptul că pacientul cu diabet și infarct de miocard are activate anumite sisteme neuroendocrine care trebuie inhibate. Și ele se inhibă iarăși printr-un tratament combinat. Prin tratament combinat cu ceea ce numim inhibitorul de enzimă de conversie și antagonistul aldosteronic. Și iarăși la pacientul diabetic acest tratament este obligator. Despre factorii de risc major pentru deteriorarea neurocognitivă cronică a pacienților cu diabet zaharat, precum și despre măsurile luate de specialiști, a vorbit dr. Mihai Vasile. Diabetul zaharat și tulburările de metabolism asociate acestea, adică sindromul metabolic, reprezintă factori de risc pentru boala pentru tulburarea neurocognitivă, pentru demență, așa cum este cunoscută în populație, ca formă, să spunem, gravă de tulburare neurocognitivă. În primul rând, datorită afectării patului vascular cerebral, adică determinării a unor leziuni ischemice în creier. Secundare acestora pot să apare tulburări cognitive, pacienții încep să plângă de tulburări de memorie, sigur, tulburări de viteză, de execuție, încep să scadă concentrarea. Pe de altă parte, diabetul zaharat și tot ceea ce am spus ca tulburare metabolică duce la perturbări la nivel cerebral a unor mecanisme, a unor mecanisme care, să spun, ne ajută ca să păstrăm leziunile cerebrale, să spunem, într-un stadiu incipient. Adică acumulăm leziuni cerebrale odată cu trecerea anilor, toții, mai ales pacienții cu diabet zaharat, dar prezența factorilor de risc, adică a dislipidemiei asociate diabetului zaharat, a hipertensiunii, a tulburării de echilibru metabolic glucidic la nivel cerebral, antrenează, dacă vreți, o înfometare a creierului și o leziune care este majoră și duce la apariția demenței. Acestea sunt principalele mecanisme, dacă vreți, asociate între diabet zaharat, sindrom metabolic și tulburare neurocognitivă. Partea de comportament din partea medicului și, sigur, sfaturile pe care le dăm pacienților săi cu diabet zaharat sunt elemente esențiale. Cu alte cuvinte, ceea ce putem preveni este doar partea comportamentală greșită în dietă, în stilul de viață, adică promovarea unui stil de viață în care să rămânem activ fizic, să scădem în greutate dacă cumva am crescut în greutate la vârsta medie, să ne tratăm toți factorii de risc vascular, dislipidemie, hipertensiune arterială. Foarte important să păstrăm activitatea cognitivă intelectuală cât mai lung, cât se poate de mult, ca să spun așa, sunt factori de risc esențial, sunt factori de tratament esențial pentru a putea preveni tulburarea neurocognitivă. Cu alte cuvinte, ne luptăm câteodată cu genetica, trebuie să ne luptăm și cu factorii de risc și dacă câștigăm această bătălie, putem să aducem un plus pentru pacienții noștri. Prevalența diabetului în țara noastră este în procent de 11%. Statisticile arată că pentru fiecare pacient diagnosticat există cel puțin un pacient nediagnosticat. Specialiștii spun că este important să se realizeze un screening precoce al diabetului zaharat și să se instituie măsurile terapeutice corespunzătoare pentru prevenirea apariției complicațiilor cronice.